Ideea este următoarea, că dacă ne enervează sora mai mică sau fratele, problema asta vine pentru că fratele mai mic vrea atenția ta. Cum te cheamă? Ștefan, Ștefan, fratele tău mai mic vrea atenția ta, înțelegi? Și el face tot felul de chestii ca să-ți atragă ție atenția. Dacă tu, când îl vezi că face prostioare, trebuie să observi care este motivul pentru care el face prostioare, Ștefan. De obicei, frații mai mici, îi adoră pe frații mai mari și frații mai mari sunt foarte enervați de frații mai mici. Nu-i așa, Anastasia? Da. Ideea este următoarea că voi, frații mai mari, vă credeți mari, 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 iar frații mai mici vor și ei să se joace cu voi. De aceea, sfatul meu se întâmplă și la tine, draga mea? Da, mă mai enervează uneori suriara mea. Te mai enervează suriara, da. Deci găsim aici cazuri foarte multe în care... Iată, surioara sau fratele mai mare este enervat de cel mai mic. Vreau să știți ceva, pentru frații mai mari sau surorile mai mari, foarte important, dar foarte important, să înțelegeți că frații mai mic, mici vă iubesc pe voi și ei vor un pic de atenție de la voi, de aceea vă îndemn să faceți următorul lucru, să lăsați tot, să lăsați teme, să lăsați tot și să încercați să vă jucați un pic și cu ei. Pentru că, Ștefan, dacă tu o să te joci puțin cu surioara ta sau cu fratele tău, vei vedea că ei se vor simți tare bine și ce să mai poți să mai faci tu, Ștefan? Să vorbești cu surioara, uite, surioară, draga mea, iubita mea, uite, eu am nevoie de lipiciul uite, te iubesc. Spune-i că o iubești, că dacă tu o respingi și zici, lasă-mă în pace, pleacă de aici, lasă-mă în pace, dar nu vreau să mă joc cu tine, lasă-mă în pace, fugi de aici. În momentul ăla, mai rău o provoși pe ea și ea mai rău o să facă prostii. Deci cumva trebuie să înțelegi care este originea supărării fratelui mai mic. Fratele mai mic te vede pe tine așa, ca pe ceva extraordinar. De aceea, rugămintea mea este să-i dai atenție și fratelui mai mic și va fi mai bine, nu te va mai enerva. Adică să fii cel mai bun prieten al fratelui mai mic.